Rețeaua de cabinete de testare și protezare auditivă Clarfon și-a propus să se extindă în întreaga țară și-a propus să fie prezentă în fiecare județ al României, dar și să deschidă mai multe cabinete în București. De curând a deschis un nou cabinet în cartierul Berceni, un cabinet frumos, luminos, situat pe bulevardul Constantin Brâncoveanu. Clarfon București din nou, Clarfon calitatea auzului tău. Un nou cabinet în București, pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, numărul 116. Era o zonă neacoperită de cabinetele Clarfon și am dorit să rezolvăm această problemă. Pentru că pacientul hipoacuzic are nevoie de ajutor. Pacientul hipoacuzic aude, dar nu înțelege, pacientul hipoacuzic dă televizorul mai tare, pacientul hipoacuzic trebuie să audă mașina, trebuie să audă alarma. Pacientul hipoacuzic trebuie ajutat de membrii familiei, de prieteni și de cunoștințe. Și lansăm un îndemn, ajută-i să audă. Pentru că un pacient hipoacuzic neprotezat este un pacient trist. Pentru că un pacient hipoacuzic ce nu poartă aparat auditiv este un pacient cu risc de demență de 5 ori mai mare, cu risc de Alzheimer și depresie. Dacă îi ajutăm să audă, o să avem în jurul nostru persoane integrate social, persoane fericite, persoane ce pot comunica cu cei din jurul lor, persoane care se pot integra social și să fie membri activi ai societății. Riscul de accelerare a îmbătrânirii este mult mai scăzut la o persoană ce poartă aparate auditive. Tocmai de aceea, testarea auzului este gratuită pentru toți pacienții ce vor să evalueze auzul la cabinetele Clarfon. Te așteptăm în cabinetul din Constantin Brâncoveanu, numărul 116, dar și în restul cabinetelor Clarfon din întreaga țară. 80 de cabinete în momentul de față. Stăm de vorbă despre sănătatea auzului cu doamna Roxana Rusu, director zonal Clarfon, care se ocupă, printre altele, și de București. Și suntem în noul cabinet Clarfon deschis în bulevardul Constantin Brâncoveanu. Mai era nevoie de încă un cabinet în București? Sigur că da, având în vedere că în București acum ne aflăm în sectorul 4. Sectorul 4 are ca și populație aproximativ 330.000 de locuitori. Noi deja aveam un cabinet pe șoseaua Olteniței la numărul 162 și era mare nevoie de încă un cabinet. Așa că am venit mai aproape de pacienții noștri ca să-i ajutăm mai mult. Sunteți prezenți în toate sectoarele Bucureștiului, da? Sigur că da. În sectorul 1, de exemplu, avem un cabinet, în sectorul 2 avem 4, în sectorul 3 avem 2, în sectorul 4 acum avem la fel 2, în sectorul 5 recent am deschis încă unul, deci avem și acolo 2, în sectorul 6 avem de asemenea 2 cabinete, suntem prezenți peste tot. Echilibrat pe sectoare, ca să spunem așa. Exact. Mai multe cabinete în sectoarele mai populate. Mai populate. O să mai deschidem în viitor alte cabinete, să fim și mai aproape pacienților noștri, să le fie mai ușor să ne viziteze și așa o să-i ajutăm pe toți să audă mai bine. Înțeleg că este nevoie de multe cabinete de protezare auditivă. Să fi înțeles oamenii, într-adevăr, că trebuie să-și testeze auzul și să treacă la protezare auditivă atunci când le este recomandată? Să fi înțeles faptul că aparatele auditive nu mai sunt astăzi ca pe vremuri mari, inestetice, inconfortabile uneori, ci sunt mici, discrete, performante? Să fi înțeles că merită să se protezeze auditiv atunci când trebuie pentru calitatea propriei lor vieți și pentru sănătatea lor? Da, pacienții au început să înțeleagă, iar noi suntem aproape de dumnealor. Ne pot suna, desigur, iar noi le răspundem la toate întrebările pe care dumnealor le au. Și îi direcționați, presupun, către cel mai apropiat cabinet de locul în care stau? Cu siguranță asta facem, pentru că ne dorim să fim mai aproape, iar pacienții să nu depună un efort ca să ajungă la cabinetele noastre. Da, ușurința de a ajunge într-un cabinet este esențială. Desigur, este esențială. De exemplu, acest nou cabinet este amplasat strategic de mijloacele de transport. Mijloace de transport care fac legătura între șoseaua Giurgiului, strada Turnu Măgurele, piața Sudului și de altfel este aproape de spitalul Marie Curie. Da, am constatat că multe cabinete Clarfon sunt aproape de spitale, de policlinici. Suntem mai aproape de spitale, deoarece pacienții de multe ori sunt trimiși de la medici
către noi să le realizăm o audiogramă. Noi facem audiograma gratuit, iar de multe ori și noi trimitem pacienții către medicii ORL. Am deschis acest cabinet din Constantin Brâncoveanu numărul 116 pentru că în acest cartier, cartierul Berceni, sunt multe persoane în vârstă care au nevoie de două aparate auditive, iar noi încurajăm întotdeauna să poarte două aparate auditive pentru că auzul natural este cu două urechi. Într-adevăr, pe măsură ce înaintăm în vârstă, ajungem să avem nevoie de aparate auditive. Am înțeles că vârsta de protezare auditivă a și scăzut foarte mult. Probabil, stilul de viață modern duce și la acest lucru. Am înțeles că vârsta de protezare este undeva pe la 55 de ani astăzi în România. Și după cum spuneați, este recomandată protezarea bilaterală. Dar pacienții înțeleg acest lucru? Și încă ceva, pacienții își permit acest lucru, o protezare bilaterală? Pentru că din ce am constatat, majoritatea se gândește firesc și la aspectele financiare. Pacienții conștientizează că au nevoie de două aparate auditive și de cele mai multe ori suntem căutați pentru că noi avem în fiecare lună oferte excepționale. De exemplu, luna aceasta avem oferta de 1 plus 1 la toate aparatele din portofoliu. La toate aparatele din portofoliu, tocmai din acest motiv, ca să încurajăm protezarea bilaterală și pentru persoanele care nu își permit, dar și pentru persoanele care își permit și vor aparate de top. Deci, în luna mai, în cabinetul nou deschis din Bulevardul Constantin Brâncoveanu 116, aveți 1 plus 1 gratuit la toate aparatele auditive, indiferent de prețul acestora? Nu, în luna mai avem 1 plus 1 la toate aparatele gratuite în toate cabinetele. În toate cabinetele noastre avem oferta de 1 plus 1 pentru toate aparatele din portofoliu. Așadar, chiar dacă este vorba de un aparat cu un preț mai mic, chiar dacă este vorba de un aparat cu un preț mediu sau un aparat cu un preț mai mare, aveți această ofertă de 1 plus 1 gratuit. Exact. Și știu că aveți și contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și pacienții pot să beneficieze și de acea decontare din partea Casei de Asigurări de Sănătate. Bineînțeles, dacă este vorba de pacienți asigurați. Asta înseamnă că dacă un pacient vine și își dorește un aparat auditiv cu un preț mai mic, ceea ce înseamnă că mare parte din acest preț este compensat de Casa de Asigurări de Sănătate și el mai plătește doar acea mică diferență de preț care ar fi, al doilea aparat îl are gratuit din partea Clarfon. Exact. Noi vrem să ajutăm toți pacienții să audă bilateral și atunci avem 1 plus 1 la toate aparatele din portofoliu. Casa de Asigurări de Sănătate decontează 1203 lei, odată la 5 ani, pentru un aparat auditiv. Dacă în luna mai vine un pacient care vrea un aparat de 2000 și ceva de lei, el va plăti diferența de la 1203 lei până la prețul aparatului și pe al doilea aparat îl va primi gratuit din partea Clarfon. Exact despre asta este vorba. Pentru că încurajăm protezarea bilaterală, pacientul va contribui doar cu câteva sute de lei, iar un aparat îl primește gratuit din partea noastră. Și să recunoaștem, este și o oportunitate pentru ca anumiți pacienți să poată să-și achiziționeze aparate ceva mai performante, care în mod normal nu și le-ar fi putut cumpăra la preț întreg. Așa este. Noi avem aparate auditive pentru toate buzunarele, dar cu cât purtăm un aparat mai bun, mai performant, tehnologia oricum a avansat, atunci și auzul este mai clar. Încurajăm pacienții să poarte bilateral aparate de clasă medie performante, dar și cu aparate de un preț mai mic. Și cred că ar mai trebui să spunem ceva. Toate aceste aparate noi, moderne, performante, sunt și foarte simplu de utilizat. Tot acest avans tehnologic
nu face ca aparatele să fie mai dificil de utilizat, mai complicat de utilizat, face să fie mai simplu de utilizat, pentru că aceste aparate am înțeles că se autoreglează ele în funcție de mediul sonor în care se află pacientul. Așadar, pacienții mai în vârstă n-ar trebui să-și facă probleme că n-ar ști să utilizeze un aparat performant. Dimpotrivă, le-ar simplifica viața. Exact despre asta este vorba, pentru că majoritatea pacienților în vârstă fug de tehnologie, aceste aparate de fapt le ușurează utilizarea. Aparatele noastre, desigur, sunt reglate în cabinet în urma efectuării audiogramei de către specialistul audiolog. De exemplu, dumneavoastră, dacă veniți în cabinet și în urma audiogramei, specialistul din cabinet observă că aveți o hipoacuzie, o să vă probeze aparate, dar atunci când le probează, le reglează pe calculator cu audiograma dumneavoastră, desigur. Și atunci când veți merge la petreceri, în restaurant, poate sunteți în trafic sau poate sunteți acasă cu familia, aparatele sunt destul de performante și se orientează către vocea interlocutorului. Iar în mediile zgomotoase, aparatele au această capacitate de a elimina zgomotul de fond. Înțeleg că aceste aparate noi, moderne, performante îi ajută pe pacienți să aibă o viață normală, ca să spunem așa. Știm, pacienții hipoacuzici au de regulă nevoie să te vadă vorbind din față. Altfel, poate nici nu știu că vorbești cu ei. Dacă vorbești din laterală sau din spate, un pacient hipoacuzic nu te aude. Dacă port un asemenea aparat auditiv ca hipoacuzic, aud pe cineva dacă vorbește din spatele meu, din laterala mea? Da, pacientul poate să audă din toate unghiurile, chiar și din spate. În momentul în care noi reglăm aparatele, nu lăsăm să plece cu aparatele nereglate suficient. Și facem teste, facem probe. Vorbim și din față, și din spate, și din lateral, ca să ne asigurăm că vorbirea este înțeleasă, pe un ton normal, desigur. Așadar, pacientul hipoacuzic protezat într-un cabinet Clarfon va pleca din cabinetul Clarfon după ce îi se face acest test. Îi se pun aparatele auditive, iar audiologul din cabinet vorbește cu pacientul pe un ton normal, din laterală, din spate și așa mai departe, astfel încât pacientul, când va pleca cu aparatele auditive, să poată să-și audă și copiii de pe bancheta din spate a mașinii și să audă dacă îl strigă cineva și așa mai departe. Exact despre asta este vorba. De multe ori ieșim și afară, într-un mediu zgomotos, ca să-și dea seama cum este cu noul auz, ca să spun așa. Așadar, audiologul, audioprotezistul din cabinetul Clarfon iese cu pacientul în fața cabinetului, în stradă, ca să facă niște probe. Exact. Se întâmplă de multe ori ca pacienții să spună: da, doamna specialist, dar aici este un mediu special pentru testare și acustica este creată special ca să auzim noi mai bine. Tocmai din acest motiv, noi ieșim și afară în stradă să testăm aceste aparate auditive, ca pacientul să-și dea seama că va auzi așa cum își dorește în viața cotidiană. Și înțeleg că și după protezarea auditivă, pacienții revin în cabinetele Clarfon pentru că au nevoie de diferite accesorii, au nevoie de diferite reparații uneori. Așa este. Pacienții, din momentul în care își achiziționează aparatele auditive, au nevoie de suportul nostru. Iar noi, luna aceasta, de altfel, venim cu o altă ofertă. Avem 30% reducere la accesorii. Practic, între noi și pacienți se creează o legătură foarte frumoasă, pe termen lung. Devenim ca o familie. Și această reducere de 30% la accesorii este valabilă în toate cabinetele Clarfon în luna mai? Sigur că da, în toate cabinetele noastre Clarfon în luna mai. Sunt convinsă că având aceste oferte, atât pacienții cât și membrii familiilor lor vor veni la cabinetele noastre cu mare încredere și cu zâmbetul pe buze. Așa ar și trebui, pentru că până la urmă pentru sănătatea lor o fac, pentru calitatea vieții lor o fac. Exact.
Suntem în noul cabinet Clarfon, deschis pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, numărul 116, în București, în sectorul 4. Și stăm de vorbă cu doamna audioprotezist Andreea Alcabir. Înainte de toate, cum ați ales această profesie? Primul început a fost, să spun așa, încă din facultate, de când am urmat Universitatea Politehnică din București, specializarea în inginerie medicală. Încă de acolo am început să lucrăm cu aparatele, inclusiv aparatură medicală ce ține și de audioprotezare. Ulterior am urmat Academia de Studii Economice, unde am absolvit un master la managementul serviciilor de sănătate, iar acum am ajuns aici la Clarfon, audioprotezist. După acest master, am urmat un curs organizat de Clarfon, unde am învățat cum să facem audiogramele, timpanogramele, cum să alegem aparatele auditive potrivite fiecărei hipoacuzie a pacienților și cum să interacționăm cu aceștia. Într-adevăr, să interacționezi cu pacienții hipoacuzici necesită abilități speciale. Exact, eu de aceea am ales această profesie, pentru că îmi place să lucrez cu persoanele vârstnice și le pot înțelege necesitățile și problemele. De aceea, când vine un pacient în cabinet, trebuie să am răbdare cu el și să îi explic procedurile pe care le vom face în cadrul consultației. Mai ales dacă este vorba de un pacient care vine pentru prima dată să-și testeze auzul și să vadă dacă nu cumva are nevoie de o protezare auditivă. Nu știe dacă nu cumva îl doare ceva, dacă nu este ceva inconfortabil. Da, într-adevăr, așa este. Noi încă de la prima consultație informăm pacienții ce urmează să se întâmple, le spunem despre audiograma pe care o facem, nu este nimic dureros și inconfortabil pentru pacienți, iar ulterior vedem dacă aceștia au nevoie de protezare auditivă sau dacă au un auz normal. Și dacă au nevoie de un aparat auditiv, presupun că îi și consiliați ce aparat auditiv li s-ar potrivi? Da, bineînțeles că îi ajutăm în acest sens, deoarece este cel mai important pas, pot spune, în protezarea auditivă, felul în care îl ajutăm pe pacient să aleagă aparatul auditiv potrivit pentru hipoacuzia lui. Înțeleg că faceți diferite teste și în cabinet, dar și în fața cabinetului, tocmai pentru ca pacientul să vadă cum ar auzi și pe stradă când ar merge la piață. Da, prima dată se face testul în cabinet, pacientul încearcă prima dată un aparat auditiv și vede diferența dintre un auz normal și auzul pe care îl are înainte să poarte o proteză auditivă, iar apoi să îl introducem ușor, așa să spun, în această viață nouă pentru pacient, facem proba și în afara cabinetului să vadă exact cum sunt sunetele și cum se aude zgomotul exterior. Pentru că afară este și un zgomot de fond foarte puternic. Exact, chiar pentru acest aspect avem și anumite aparate care se autofocusează în funcție de mediul în care se află pacientul nostru. Și atunci ele ne ajută să reducem oarecum zgomotele de fundal. Adică există aparate auditive care, în mod normal, reduc zgomotul de fond. Da, și acest lucru face ca pentru pacient să fie mult mai ușor și mult mai limpede acomodarea cu aparatul auditiv. Știu totuși că există o multitudine de aparate auditive. Cum îl alegeți pe cel care ar fi potrivit pentru un anume pacient? În primul rând, ne dăm seama încă din anamneza pacientului. O altă caracteristică este forma conductului auditiv pe care pacientul îl are, tipul și gradul hipoacuziei și situația materială a pacientului sau ceea ce își dorește de la performanțele aparatelor auditive, cât de performante să fie și ce își dorește de la acestea. Așadar, alegerea aparatului auditiv se face ținând cont de canalul auditiv al pacientului, dar și de necesitățile acestuia, ținând cont de stilul lui de viață, în ce mediu își desfășoară activitatea și așa mai departe, dar, bineînțeles, și în funcție de posibilitățile financiare, de bugetul fiecăruia. Da, pentru că avem o gamă foarte largă de aparate auditive și atunci putem ajuta pe toată lumea în funcție de necesitățile și dorințele pacienților. Cei mai mulți dintre pacienți aleg aparatele de nivel mediu chiar spre superior, deoarece totuși este o investiție în sănătate și într-o viață nouă, aș putea spune. Și nici nu-ți iei un aparat auditiv decât odată la câțiva ani și atunci merită acea investiție. Exact, aparatele noastre au o durată de viață de până la 5 ani, dar avem pacienți și care au aparatele chiar de 6-7 ani cumpărate de la noi și sunt în stare de funcționare foarte bună, aș putea spune. Așadar, dacă ții un lucru de calitate, te ține mult.
Noi le oferim și reglarea aparatelor în mod gratuit la noi în cabinet, deoarece după o anumită perioadă pacientul va simți nevoia că îl deranjează ceva sau un zgomot de afară, un zgomot de fundal, se aude o voce în ecou, ascuțită, iar toate aceste modificări ale aparatelor auditive se fac tot la noi în cabinet. Periodic, pacienții vin la dumneavoastră pentru mici reglaje sau pentru service, dacă este nevoie. Da, noi ținem legătura cu pacienții noștri după protezare și îi ajutăm în orice dificultate pe care aceștia o întâmpină. Și bineînțeles, dacă un pacient la un moment dat, chiar dacă aparatul lui este bun și ar mai ține, își dorește un nou tip de aparat auditiv, poate să vină la dumneavoastră și îl consiliați din nou ce să aleagă, pentru că se schimbă lucrurile foarte mult, am înțeles, și apar aparate auditive din ce în ce mai performante. Așadar, cineva care are un aparat de 5-6 ani poate să vină să-și ia un alt aparat, chiar dacă vechiul aparat este bun. Da, într-adevăr, pentru că apar tot timpul aparate noi, iar noi avem și diferite promoții pentru aparatele de top care vin la noi în Clarfon, iar pacienții sunt invitați să le și testeze, nu doar să și cumpere, chiar să le și testeze la noi în cabinet și să vadă diferența de tehnologie. Și aceștia ajung la concluzia că merită să ții pasul cu tehnologia avansată. Chiar dacă pentru unii pacienți reprezintă totuși un oarecare efort financiar achiziționarea unui aparat performant de top, merită să facă această investiție, pentru că este o investiție pe câțiva ani și este vorba de propria sănătate și de calitatea vieții. Da, și îi putem ajuta chiar și cu varianta de rate, rate fără dobândă la noi în cabinet, și chiar și casa de asigurări le oferă o sumă de 1203 lei pentru o nouă achiziție a unui aparat auditiv. Și ei plătesc diferența, adică ceea ce este peste 1203 lei. Da, pacientul plătește o diferență, alege să o plătească în rate sau poate plăti integral. De aceea noi îi așteptăm pe pacienți să vină în cabinetul nostru nou deschis în cartierul Berceni, să facă o analiză a uzului, chiar și preventiv, chiar dacă aceștia nu au niciun fel de problemă momentan. Da, chiar dacă nu simți că ai o problemă cu auzul, o deficiență de auz, este bine să vii să-ți faci o testare a auzului, pentru că s-ar putea ca tu să nu sesizezi de fapt că ai o problemă cu auzul. Într-adevăr, am avut și pacienți care au spus că mi se pare că eu aud bine sau nu am niciun fel de problemă cu auzul, iar în urma audiogramei am văzut că există o mică scădere a nivelului auditiv, dar a fost bine pentru că au putut să ia măsuri din timp. Corect, de orice lucru, dacă te ocupi de la bun început, de la primele semne, de la primele simptome, e cu totul altceva. Exact, asta se întâmplă și în protezarea auditivă. Cu cât luăm lucrurile mai din timp, cu atât îi putem ajuta mai bine pe pacienții noștri. Tocmai de aceea îi aștept pe cât mai mult să vină la noi în cabinet, să-și testeze calitatea auzului, mai ales că audiograma este în mod gratuit la noi în cabinetele Clarfon. Corect. Trebuie să faci ceva pentru sănătatea ta auditivă.